Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Earn to Die 2. Ultimul episod probabil va avea niște cut-uri ca să nu stăm o oră și voi să vă pierdeți o oră. Suntem aici cu penultima mașină, cu mașina de pompier. Stați puțin pentru că doresc să-l dau mai încet. Așa. Suntem la ultima planșă. Băi, tot e tare, mă. L-am dat pe 4. L-am dat pe 1. Ok. Pe ultima planșă suntem noi aici. Gata, bine. O să trecem la Dumper. Fiind ultimul episod, o să trecem și la alt joc, evident. Dacă aveți orice idee de joc, Poti Racer, s-ar putea să-l începem pentru că e scurt. Lăsați în secțiunea de comentarii, evident. Și o să am o mică surpriză pentru voi săptămâna asta, cred. O să apară un joculeț nou și odată cu el o să vă dau niște chestii, o să facem un mic giveaway. Doar pentru cei ce se vor juca alături de mine, evident. Nu mi se deschide telefonul ca să văd și ce zi este. Este miercuri acum, când vedeți voi clipul și când filmez eu. O să vă dau niște jucărioare șmechere, o să facem un giveaway. 3 câștigători. O să vedeți săptămâna asta, sper. Sper, nu cred că o să ajung de chestiile alea așa repede, în fine o să vă țin la curent. Și, cum ziceam, terminăm noi acest joculeț. Ne apucăm de altul. Oricum a fost super tare, deși nu prea aș mai vrea un joc chiar atât de lung, pentru că pe lângă acele 20 de minute pe care voi le vedeți pe YouTube, ceea ce nu e mult, eu stau încă 40 de minute ca să fac mașina full. De obicei stau pe live-uri, dar în ultimul timp nu m-am jucat pe live așa mult. Ideea este că o să vreau un joculeț mai scurt și Poti Racer ăla e destul de tare, este gratuit, este vechi, doar că e scurt, e ca și Toast the Turtle, dacă îl mai țineți voi minte, joculețul acela cu broasca. Am făcut un mic clickbait odată, am zis că am cumpărat ceva și când s-o cumpăr, am închis episodul și n-am cumpărat-o decât episodul următor. I-am lăsat pe oamenii așa în suspans. Bine, n-a fost într-un fel. Ba da, am zis că am cumpărat-o și n-am cumpărat-o, la clickbait, ok. Ideea este că trebuie să ne apucăm de alt joc, de genul unde să facem bani, să facem upgrade-uri, să facem diverse chestii de genul. Sper să ajung, dacă îmi pierd booster-ul, am cam pierdut, pentru că nu o să ajung cu combustibilul. Am terminat odată și am apăsat alt F4 pentru că nu voiam să o termin, știți, ritualul nostru. Hai că mi-a căzut mare chestie pe mașină. Să terminăm mașina maxim, aproape maxim. Și să terminăm mapa cu ea, apoi trecem la următoarea chestie. Mi-a zis voi că mapa de la Dumper e destul de complicată, destul de întortocheată. Acum să încerc să fiu, nu știu la ce să mă aștept. Nu cred că am terminat jocul ăsta niciodată. Și doar primul joc l-am terminat și cred că e mașina nu e bună. Mai avem combustibil. Nu cred că terminăm. Dacă nu terminăm, o să dăm într-un fel, o să refac, dar fără să vedeți voi cut, gen. O să dau acolo, dar nu mai avem combustibil și nu cred că ajungem. Ok, aici nu avem combustibil aici. Am terminat-o și Dumper-ul. Am terminat-o, aparent, spre uimirea mea. Și acum ultima mapă. Realizare deblocată. Bam, suntem aici, garaj. Dumper. Hai să punem asta în bot. Deși e o mașină mare, cred că trece destul de ușor de inamici, nu? Ce destul de rapidă, totul e așa mare cu asta. Și zombie. Oh, hai mă, pe bune, atât de mare și în cutiile astea abia trece. Apare nu cred că au respectat chestia cu mărimea contează, nu? Nu prea. Și zombii parcă sunt mai mărici sau sunt la fel. Oricum, toată mapa e mai mare, având în vedere cât am mașina asta. Facem 34. Nu. Hai, Marnică, că ai reușit și tu să iei aia pe sus. Out of fuel. Și bam. Hai să bă, 150 de milioane. Da. Hai că da. Ca să nu vă plictisesc pe voi cum dau de fiecare dată aceeași tură ca să fac niște upgrade-uri, o să tăiem noi până
până am câteva upgrade-uri deja făcute și încep să mă descurc. Așa că... Și am zis să vă scuteți de tot ăsta o oră, fix o oră, era 4 dimineața, acum e 5 dimineața. Avem mașina full. Ei bine, suntem gata să dăm un test. Terminăm mapa. Ideea e că era să termin, dar m-am oprit la început acolo și o să vedem. M-am grăbit cu asta, adică n-avea rost să postez părțile alea cum am trecut pe acolo. O să vreau să vedem ce ne așteaptă și la story, la alea, acolo avem free ride și mission, nu știu, cred că te lasă pe o mapă de level gen, cum e asta, să mergi cu prima mașină sau chestii de genul. Chiar sunt foarte curios și o să aflăm în acest episod ce facem pe acolo. Cam așa arată ultima mașină, e nebunie și ați avut dreptate, mapa e foarte ciudată. Și boosterul ăsta am ajuns la 120 de mile, nu știu pe ce vale am luat-o, cred că pe aici. În fine, ideea e că îți dă foarte mare viteză boosterul ăsta. E complet nebunie. E maxim cât am putut să o fac pe asta. Mi-a dat și bonusul la motor, pentru că am făcut-o la maxim. Dacă duci toate upgrade-urile la full, îți dă un bonus. Bine, nu știu cât de bun e bonusul acela, dar... ni l-a dat. Am ajuns de multe ori cu mașina asta, zici că aveam un tank, rămâneam cu arma, roțile și platforma aia ei. Deci arăta chiar ca un tank mașinuța. Și a mai fost o fază, mă aruncă undeva foarte, foarte sus. Mi se pare că pe aici, cred. Uite, da. Chestia asta e destul de tare. Și acolo mai în față aveam o de-aia cu bănuți. Am putut să o iau până la urmă, că m-am întors. Uite-l pe Gigel. Hai, până la urmă mergem pe aici pe jos, că nu avem ce face. Aparent, el ia viteza doar așa, nu viteza cu care te deplasezi tu, nu contează în ce direcție. Well, nici asta nu știam. Aflăm chestii noi. Oricum, terminăm acum. Deja începe să arate dubios mașinuța. Nu mai seamănă damper. Îmi căzuse și chestiile alea, gen zici că e rezervor acolo, ok, și acum a căzut. Da, nu, arăta, deci arăta jalnic mașina. Și o să... terminăm imediat să vedem. Uite, deci exact așa arăta, frate! Boosterul ăla mai avem mai bine de jumate! Bine, termină și fără el, sper din tot sufletul să termin fără el. Aici m-am oprit, de aici nu cred că mai e cine știe ce. Și 3, 2, 1 și... pe un vapor! Stai, fii atent! Felicitări! Ai bătut story mode-ul. Ok, da, mi-a dat cărăi jocul la final. În fine, mă bucur că s-a salvat. Acum avem niște misiuni noi aici. Stați puțin să-l dau... o țâră mai încet. Așa, avem put your hand to die 2 skill to the test. Complet 50 micro 10 level unlock achievements. Ok, deci aici avem de astea. Free ride, presupun că e cum am zis eu. Drive any vehicle with any upgrades on any level. Smash zombie, destroy your car, go crazy. Să zicem vreau asta. Nu. Vreau ăsta. Și... lol, deci efectiv te lasă, de suntem pe mapa de to the large size of fire truck, mining truck, competition, some level of traffic, maybe not be possible. Ok. Asta zice că nu o să putem să trecem prin anumite chestii, pentru că este foarte mare, pe lângă prima mașină pe care ne-o dă. Și au dreptate. De fapt, dacă spar cutiile alea, e bine. Da? Ok. Good. Ok. Pe aici, please. De ce eu? Da, aparent nu e prea posibil levelul ăsta. Era ca lumea dacă îți dădea și boost infinit. Da, ok, deci în mare parte avem totul free, nu?
cât de mic era primul. N-ai, mă. Era prea micuță. Păi, destul de tare. Ia, hai să vedem cu asta. Asta e mașină de level măricel. Știu, poliția. Are boost-ul ăsta 120, tati. Una bursa, nu uite cât am zburat. S-a dus ca lumea. S-a dus ca lumea. Și curios, după ce termin levelul 10 ceva, nici n-am consumat combustibil și sunt la jumate. Am infinit? Cred că am infinit. Am infinit combustibil. Ah, deci poți să termin cam orice nivel, n-ai cum să nu termin ceva, să înțeleg. Da, deci e infinit combustibilul la free ride-uri. Asta e destul de tare, dar sunt curios totuși dacă primești ceva la final sau, nu știu, deblochezi ceva. Bine, fiind free ride, nu prea cred că îți dă ceva anume. În schimb, s-ar putea să mergem doar cu fața până la finish. Da. Mergem doar cu fața, nu e problemă. Asta dacă se mai poate dezmembra ceva să cadă șoferul, eu știu. Să sperăm că nu. Se strică mașina în sine. Asta merge și invers, nu? Bă, nu. Nu te cred. Nu te cred că tocmai am făcut chestia asta. Nu te cred că am făcut chestia asta. Las-o, băi, frate. La finish. Da, aparent nu prea mori. Da, băi, cam atât a fost cu acest joculeț. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne revedem la alt joc și pe alte clipuri. Pe data viitoare. Baftă! Pa!